pe toți aceia care ați ales să citiți Biblia în cadrul proiectului Împreună, inițiat de Cultul Pentecostal. Pentru astăzi avem un pasaj foarte frumos din Sfânta Scriptură, Ioan capitolul 5, versetul 31 până la versetul 47 inclusiv. Are și un titlu frumos care spune Mărturia Tatălui și a lui Ioan. În pasajul acesta, Domnul Iisus Hristos vrea să scoată în evidență divinitatea Lui, pentru că oamenii din timpul acela nu credeau în Domnul Iisus Hristos și că El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Dar nu numai Tatăl și Ioan mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos, încă de la început, Duhul Domnului, prin oamenii lui Dumnezeu, vorbea despre venirea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră. Îl avem exemplu pe Moise, omul lui Dumnezeu, în Deuteronomul, în capitolul 18, cu versetul 15, el vorbea și mărturisea despre Domnul Iisus Hristos, că Domnul Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine, de el să ascultați. Și în felul acesta vorbea și mărturisea despre Domnul Iisus Hristos. Prorocii Vechiului Testament, patriarhii și oamenii lui Dumnezeu au vorbit și au mărturisit despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe pământul acesta. În momentul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos în Ieslea din Betleemul din Iudeea, s-au împlinit toate aceste profeții și toate aceste mărturii pe care oamenii lui Dumnezeu le-au vestit mai înainte de a se întâmpla. Dar în momentul nașterii, noi am fost binecuvântați că Domnul Dumnezeu întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos a venit în lumea noastră. Apoi, Domnul Iisus Hristos își începe lucrarea într-un mod extraordinar. Se duce la Ioan Botezătorul și când îl vede Ioan Botezătorul, a început să mărturisească despre el și să spună: acesta este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a dus la Ioan să fie botezat în apa Iordanului, Ioan a încercat să-l oprească și i-a spus că de fapt el are trebuință să fie botezat de către Domnul Iisus Hristos și nu el să-l boteze pe Domnul. Și Domnul Iisus îi spune: lasă că trebuie să împlinim tot ceea ce este scris. Și Ioan acceptă cuvântul lui Dumnezeu și ascultă de Domnul Iisus Hristos. În momentul când Domnul Iisus Hristos este în apa botezului, se aude din cer mărturia Tatălui, care spune într-un mod extraordinar: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și Tatăl din ceruri confirmă că botezul la vârsta maturității este un botez corect și este un botez biblic. Dar și Duhul Sfânt în chip de porumbel coboară peste Domnul Iisus Hristos și în felul acesta Trinitatea prezentă în apa botezului spun cu tărie că tot ceea ce face Domnul Iisus Hristos este de la Dumnezeu și este benefic pentru mântuirea noastră. În concluzie, în versetul 39, care este cheia, aici avem un cuvânt extrem de important: cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele veți avea viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Domnul Iisus Hristos, prin versetul acesta, ne provoacă pe toți să citim în fiecare zi Biblia, Sfânta Carte. În felul acesta, să-L credem pe Domnul Iisus Hristos pe cuvânt și să credem în lucrările Lui, să-L acceptăm pe El ca Domn și Mântuitor în viețile noastre și în felul acesta, prin credință, să devenim și să fim copiii lui Dumnezeu. Așa că vă provoc pe toți să citiți în fiecare zi Biblia și să o practicați în viața voastră de zi cu zi. Amin.